Oh my gosh. I am just overwhelmed by the amount of lies and conspiracies surrounding my beloved truth-telling radio station WKBRL. Give it a chance. Listen to it, love it, subscribe forever. WKBRL with me, Kairos. Kairos Tim. It's me. Kairos. WKBRL. The voice that hears you. WKBRL. Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din seria noastră de mituri și legende cu Brawl Stars, iar astăzi vom vorbi mai în amănunt despre Kairos Team și care sunt scopurile Star Park-ului privind impersonarea lui Kairos Time. Așa că, înainte de a începe, nu uitați să apăsați pe butonul de like și pe cel de abonare, pentru că m-ar ajuta foarte mult, așa că haideți să începem! Am vorbit deja în episodul Cine este Kairos Team, ce se petrecuse în momentul în care Kairos Team apăruse pe YouTube. Star Park voia să facă lumea să creadă că teoriile lui Kairos Time sunt false, făcând un Kairos Time fals care să contrazică absolut tot ce a zis Kairos Time în teoriile lui. De ce mai precis? Ca Star Park să atragă și mai multe persoane acolo, ei fiind după victime ale experimentelor lor. Acum 2 ani, când Star Park pusese Investor Video-ul, nu era înarmat cu dovezi ca să contrazică superstiții cum ar fi că parcul este unul periculos, Kairos Time dezvăluind lumii absolut tot ce este rău despre Star Park și intențiile lor. Asta i-a făcut pe Star Park ca următoarea dată când se lasă văzut de lume să aibă și o sursă de unde să contrazică absolut tot ce zice lumea. Acea sursă fiind Kairos Team. Într-unul din clipurile postate de Kairos Team, la un moment dat, putem vedea cum lumina din cameră este stinsă, iar filtrul pe care îl avea Kairos Team pe față dispăruse, fața băiatului respectiv fiind cenzurată, ca noi să nu aflăm cine este cu adevărat. Dar după cum arată, ne dăm seama că băiatul este un copil, mai exact un adolescent. Acest băiat chiar crede că e Kairos Team, după spusele sale. Canalul lui Kairos Team apăruse fix când live-ul UKBRL The Voice That Hears You începuse, asta arătând că de data asta Star Park venise înarmat ca să-l facă pe Kairos Time să nu mai facă teorii legate de faptele lor. Tot într-unul din videoclipurile postate de Kairos Team, putem vedea că la un moment dat se comportă ciudat, luând după un pahar cu un fel de suc de la omul pe care îl veghează mereu, bând după tot, revenindu-și la normal. Asta arată că scăpase de controlul minții al Star Park-ului, vrând să ne spună ce este și de ce se întâmplă absolut tot din Star Park. Aparent, acel suc îl face să fie iar sub controlul Star Park-ului, neavând de ales decât să continue să mintă lumea cu privire la ce spune Kairos Time. Kairos Team este doar un simplu copil capturat de Star Park, care acum este controlat de ei, făcându-l să spună că el este adevăratul Kairos și că teoriile lui Kairos Time sunt false, numai ca Star Park să aibă de câștigat și mai mulți vizitatori, în ghilimele, creduli. Cam atât am avut să vă spun despre Kairos Team. Sper că v-a plăcut. Dacă mai vreți episoade pe viitor, nu uitați să apăsați pe butonul de like și pe cel de abonare.
Vă mulțumesc de vizionare, ne auzim data viitoare!